politica economică pe care o practică astăzi guvernul e una destul de periculoasă. Nu e o critică fundamentală și acum lăsăm orice conotație politică la o parte, pentru că e un concept nu suntem european. Politicieni și nici nu ne dorim să facem aceste analize politice, facem analize economice. Nu e nevoie aici. Și de politică, pentru că politicienii influențează cam tot și cu atât mai mult în România, dar aici privit total curățat de orice interes populist sau de orice conotație politică, wage-led growth, adică creșterea economică indusă prin creșterea veniturilor, este un curent, mă rog, neo-keynesianist, care asta și spune, pentru a genera plus valoare, crește veniturile, o fac și alții în economii mai dezvoltate. Problema e următoarea. Este, de altfel, pariul pe care a marșat guvernul sau guvern pe care au marșat guvernele PSD. E un pariu, în schimb, foarte riscant și spun asta pentru că noi tindem să punem acum, și am spus-o de foarte multe ori, căruța în fața boilor. Pentru că niște state precum mult mai dezvoltate, mult mai bine consolidate, precum Germania, să spunem, ar putea să-și permită așa ceva. Noi uităm și la structura creșterii economice pe care o are Germania, care a început foarte mult să vină din urmă cu creșteri de venituri și cu o creștere a consumului privat, deci o creștere a consumului gospodăriilor, după ce și-a atins sau după ce s-a apropiat foarte mult de potențialul real al exporturilor, al producției, al altor randamente care cu adevărat generează plus valoare pentru mine ca beneficiar final, pentru mine ca angajat, pentru mine ca plătitor de taxe, a făcut aceste lucruri după ce statul a creat o infrastructură perfect dezvoltată cu privire la educație. Nu se pune problema de a nu găsi o creșă, o grădiniță, o școală, de a trebui să faci rost de bani pentru ore particulare, de a avea clase suprapopulate. Nu se pune problema unui serviciu medical problematic. Nu se pune problema unei aroganțe și nesimțiri la vreun ghișeu, asta dacă nu e deja gata digitalizat. Cu alte cuvinte, la orizontală, tot ce înseamnă serviciu public, adică lucru pe care eu îl plătesc prin taxele pe care le dau statului și prin valoarea suplimentară pe care o aduc prin activitatea mea în economie, în societate, da? Creez această plusvaloare care permite dezvoltarea serviciului public. Da? Cum spuneam, infrastructura care poate să fie educațională, poate să fie și trebuie să fie educațională, de sănătate, de transport, de birocratizarea, simplă atitudine la ghișeu atunci când mergem. E problema principală. Cu ea se începe. După ce a rezolvat calitatea serviciului public, merge în celelalte. Când spuneam că noi avem căruța în fața boilor, mă referam la faptul că noi am început cu niște creșteri de venituri care ar trebui să fie o rezultantă a unor acțiuni anterioare, și nu unei productivități în creștere. Evident. Avem foarte multe probleme. Dacă ne uităm pe cifrele educației, înțepenim. Și ce m-a șocat când m-am uitat peste actualizarea acestor cifre discutând despre subiectul pe care o să-l abordăm astăzi a fost să realizez cât de puțin s-au schimbat ele în ultimii ani, pentru că au fost niște cifre cu care... Chiar în ultimii 2 ani, pentru că am făcut o comparație inclusiv cu datele pe care le-am discutat amândoi înainte, din 2016. Și eu lucrez cu datele astea de vreo 6-7 ani și îmi dau seama de la an la an cât de puțin se schimbă. Și atunci ai o problemă. Nivelul de trai, dacă trecem de libertățile personale pe care le-aș pune personal pe primul loc, adică dacă e să-mi cuantific eu bunăstarea și nivelul de trai, ar trebui să pornesc de la nivelul libertăților personale pe care le am sau nu și de la atmosfera din jurul meu, adică dacă trăiesc sau nu într-o dictatură. Dar trecând dincolo de punctul libertăților personale, calitatea serviciului public este mult mai importantă decât orice creștere a venitului și decât orice bani din buzunar și oricum doar așa pot să crească veniturile. Dacă ne uităm la oamenii, la medicii care au plecat din țară, la inginerii, la muncitori, e foarte greu să-i aducem înapoi doar cu bani, pentru că acolo au o creșă, o grădiniță, o școală pentru copii. Acolo știu că sunt apărați, medical vorbind, de orice neprevăzut. Știu că vor fi îngrijiți, că au o șansă la viață, că au o șansă și un drept la o atitudine decentă de la cel pe care ei îl plătesc. Eu plătesc atitudinea asta spășită de a merge tot timpul cu basca în mână și cu capul plecat la orice ghișeu când acel om, acea persoană este angajatul meu. Și cu plicul tot în buzunar, Adi, în așa fel încât să poți să-i dai un impuls celui care se află în fața ghișeului, în așa fel încât problema ta să fie rezolvată altfel o problemă legală. Exact. Deci,
Ca să concluzionăm, cred că calitatea serviciului public ar putea să rezolve, odată ce ea va exista, deocamdată nu există, suntem praf la educație, este o rușine, suntem praf la capitolul serviciilor de sănătate, nu suntem în stare să facem un lucru elementar pe care alții îl fac din secolul XIX, nu suntem în stare să facem niște drumuri, nu mai vorbesc de cum au împânzit romanii acum 2000 ceva de ani Europa cu drumuri, dar mă refer doar la secolul XIX, problemele noastre sunt încă de secolul XIX și atunci să vorbești foarte pompieristic și să vii să fluturi standardul creșterii economice și a creșterilor veniturilor, cred că e greșit, se poate dovedi periculos în timp și odată ce va trece acest puls electoral în următoarele 24 de luni cu fericitele 4 rânduri de alegeri de care ne vom lovi, mă tem să nu ne izbim de zidie. Foarte important ca statul să genereze banii către investițiile, nevoie atât de mare încât nu putem să lăsăm totul în cârca privaților. Mugur Isărescu cred că amintea și de gradul total nesatisfăcător, eu l-aș numi penibil, rușinos, bagiocoritor al absorpției fondurilor europene, care au fost a vorbit în mod special despre infrastructură și despre transporturi, da, desigur. S-a întâmplat înainte de 2014, înainte de începerea acestui exercițiu, un lucru interesant din punct de vedere al strategiei pe care România a urmat să o aplice cu privire la fondurile europene. Am spus noi, generic vorbind, noi românii, am spus nu ne mai trebuie atât de multe fonduri pentru zona privată, le canalizăm pentru sectorul public, pentru că trebuie să venim din urmă cu educația, cu sănătatea, cu infrastructura. N-am făcut nimic, deci am blocat privatul pentru că am canalizat fondurile către... Și n-am rezolvat nici problemele celelalte. Eu îmi imaginez acum România, căreia îi merge bine... Și nu știu dacă avem acea ilustrație cu cel care dă foc la scară. Dacă avem fotografiile, lui Pavel, putem să le și dăm în imagine. E un artist polonez, Pavel Kuczynski, care mie îmi place foarte mult. L-am văzut. Eu știu e cineva care stă într-o groapă la propriu, în frig, și se încălzește, făcând un mic foc, cu lemnele din care e construită scara care ar putea să-l scoată afară din acea groapă. În momentul de față mă tem că ne merge bine, că ne încălzim la un foc ușor făcut în groapa noastră din frig și beznă, dând foc la scara care ar putea să ne scoată. Da, să sperăm că n-ai dreptate. Mulțumesc tare mult și că nu va fi acest scenariu cel mai rău dintre toate valabil pe anul viitor. Mulțumesc tare mult, Adi Ionuțiu. Zic ardelenii, om trăi și om vedea. Categoric și nu mai vedea tot aici ca să analizăm împreună. Mulțumesc, Adi Ionuțiu, pentru analiză. Mergem mai departe.